secretar general, se va găsi colegiul în zilier și cel de ședința de comisii. O să încep proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Consiliului Local al Municipiului Ionești pentru ședința ordinară de 30.06.2021. Vă rog, liderul de grup, să facă voi. Din partea grupului PNL, propun să continui tot o consilieră locală, pentru că tot un consilier este în concediu și plecat în localitate. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă sunteți de acord cu propunerea, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți alte propuneri, vă rog. Dacă nu supunem la vot, propunerea ca domnul Clar să fie președinte de ședință, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia politică, dacă aveți alte propuneri, dacă nu supunem la vot propunerea făcută, cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotriva. Obține. Deci, fost aprobat în urma minunului. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2021 a Municipiului Ionești. Comisia de urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, discuții, vă rog. Dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Da. Împotrivă. Abținere. Domnul Bocanu, dacă mă auziți? Comisia juridică. Discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Domnul Ghiuac? Da, stați așa. Domnul Ghiuac, votați la punctul 4. Pentru. Deci, sunt 4 și o abținere. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2021 a unei sprijin financiar în drepturilor de cult în fața cultelor religioase recunoscute în România. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia politică. Discuție, întrebări. O să propun un amendament. Poftiți, domnul consilier. Nu vrea. Acum să... Da, ce știți că nu poate. Păi dacă nu are de comisie. Avizul comisiei este consultativ și pe oportunitate. Da, un proiect de hotărâre care rezultă în urma votului, care este un proiect de la comisie. Da, nu știu. Nu știu. În comisie este consultativ. Dar am zis să joacă în comisie, dar nu știu. Deci, în legătură cu acest proiect, noi trebuie să înțelegem că acești bani se întorc la cetățenii municipiului Moinești și nu către parohii. Sunt banii moineștenilor, din taxe și impozite, iar aceștia se întorc înapoi și în niște servicii, fie ele și religioase. Acum, eu am văzut că executivul a stabilit niște sume privind repartizarea celor 300 de mii ce sunt cuprinse în buget. Eu aș veni cu un amendament
De ce? Pentru faptul că, uitați, vorbim de Măinești, dorim să facem stațiune turistică. Eu știu că toți turiștii care vin într-o anumită localitate, prima dată vor să viziteze catedrala, vor să viziteze un parc, un muzeu și așa mai departe. Și eu cred că la data de astăzi, prioritatea zero în municipiul Măinești, o reprezintă finalizarea picturii la catedrală. Rugămintea mea ar fi, sau propunerea mea ar fi, să reanalizăm aceste sume și să mai dăm la catedrală 20-30 de mii de lei, pe lângă cei 50 de mii de lei, pentru a finaliza o dată pictura și avea și noi o catedrală finalizată în acest municipiu, cu care să ne mândrim și oamenii să poată vizita o catedrală. Ceea ce dăm noi 50 de mii de lei, m-am interesat, este vorba de 20 de metri pătrați de pictură. Știu că banii nu pot fi utilizați la pictură, dar anul trecut, când s-a repartizat 40 de mii, s-a cumpărat foița de aur, care e necesară la tot la pictură. Și propunerea mea ar fi, mai sunt, dacă analizăm celelalte sume, avem de unde rupe ceva să mai dăm pentru pictura la catedrală. Repet, prinde bine și pentru oameni, și pentru viitorul turistic al acestei localități. Vă mulțumesc. Aș vrea să aduc câteva completări la propunerea dumneavoastră. Inițial, această sumă a fost cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli. După care s-a deschis o sesiune de depunere proiecte. Sunt corectați de la serviciul proiecte, în care, la care vine fiecare cu o solicitare și un deviz în spațiul solicitării. Acel deviz și acele situații de lucrări și solicitări sunt discutate într-o comisie care încheie acel proces verbal de repartizare a sumelor și odată cu acest lucru se încheie și sesiunea din această perioadă. Pentru a veni și a reface, a mai adăuga sume la una din biserici sau altele decât sunt cuprinse aici, că mai sunt în oraș și cele de stil vechi și Pesticosar, care nu au solicitat nimic de această dată, probabil vom mai deschide o sesiune în toamnă. În compensarea, dacă rectificarea de buget va fi pozitivă după iulie și de iunie încolo, sau pe final de an, când e posibil să rămână sume nedeobite la un capitol, cu siguranță vom mai deschide și vom ține cont și de acest moment. De acord cu dumneavoastră. Deci această sesiune este ținută la niște cereri făcute de către parolii. Hotărârea privind alocarea sumelor o ia Consiliul Local. Ca vor legislativ, da? Și atunci eu nu cred că... Parochia a solicitat 50.000 și noi am ținut cont de solicitarea parochiei și am alocat în comisie 50.000. Încă o dată, din și interes, dacă oamenii vor fi disponibili, vom deschide o nouă sesiune. Și atunci, probabil, amendamentul dumneavoastră să aibă o prioritate. Da. Nu sunt de acord cu poziția dumneavoastră, dar asta e. Da. Ar trebui să întoarcem să deschidem sesiunea din nou, să completăm. Mă rog, nu vrem primul sunt local să poate, legal să poate fi împărătitată. Eu v-am spus ce are de punct executiv. Da. Supunem, dacă mai sunt și alte discuții. Supunem la vot proiectul. În forma inițială. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci 3, 2 abțineri. Supunem la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Deci mai două voturi pentru. Și atunci abțineri. Abțineri, domnul Ioan? Deci două abțineri și două voturi pentru și unul vot împotrivă. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 21.01.2021
privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Mondes și OATM Moinești, Mișul Moinești, pentru realizarea proiectului, sprijin la nivelul regiunii Mondes pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027, pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de antrenament, baze turistice, tabele școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante obligatoare și sau drumuri de legătură. Cod NIS 145.313. După cum v-am mai informat la ședințele anterioare, lucrăm la un nou proiect de mobilitate urbană. Din economiile realizate la nivel național din banii cheltuiți pe secțiunea de finanțare 2014-2020, din aceste sume au rămas și au fost distribuite și la ADD Nord-Est. Bineînțeles că am apelat imediat prin o solicitare, prin protocolul de proiecte, pentru a fi finanțat SF-ul și proiectul tehnic. Iată azi, în fața dumneavoastră, își urmează pași și urmează să semnăm contractul cu ADD Nord-Est pentru întocmirea acestui servici și proiect tehnic. Termenul este finalul anului 2022, de finalizare a SF-ului. Mulțumim, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Am menționat ce cuprinde acest proiect, încă o dată. Este vorba de porțiunea de drum național, de la intrare dinspre Bacău, de pe strada Mihai Eminescu, până la intrarea în orașul Comănești. Vrem să realizăm trotuare și reluare de apă cu viare acolo unde este posibil, să realizăm piste de biciclete de la Lion până la sensul geratorului de la Vezărie, să lăsim încă o bandă pe tronsonul de la sensul geratorului până la ieșire spre Bacău și să realizăm o pasarelă peste gara, din strada Atelier, tot până în zona de aici. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. La Comisia Economică, care este de vădă, discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu s-o supunem proiectul la vot, cine este pentru? Pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 6, din 21.01.2021, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare și dotarea unor spații din clădirea situată pe strada Vasile Candi numărul 52, municipiul Moinești, în vederea amenajării cu centru multifuncțional pentru activități sociale și a indicatorilor tehnico-economici. Tocmai ați văzut, s-a prezentat constructorul Adrian de la realizarea acelui proiect de anvelopare credite publice, proiect cu valoare de peste 2 milioane de euro. Venim în completare cu acest proiect de strategia de dezvoltare a localităților urbane cu zone defavorizate și iată un nou proiect va fi implementat acolo. Mulțumim mult! Comisia de Urbanism, dacă vă sunt de vreo discuții, dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, mă frumos. Discuții, la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Domnul Gioc? Da. Mulțumesc. Votul împotrivă, abțineri. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru modificare și completare a hotărârii Consiliului Local numărul 154 din 23.11.2016 privind completarea repartului domeniului public al municipiului Moinești, însușit prin hotărârea Consiliului Local Moinești 79 din 1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2000. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului.
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Scuțim. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Ior. Pentru? Pentru. Da. Mulțumesc. Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 155 din 23.11.2016 privind darea spre administrare și exploatare SRC Compania Regională de Apă Marul USA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului Smith-Cânesr numărul 59.895. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Ior, mulțumesc. Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritatea de Vacă. Comisia de Urbanism, trebuie discuțită de la proiectul. Dacă nu sunt, spun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări? Discuții? Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Ior? Pentru. Voturi împotrivă. Abține. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței aparținând fondului locativ din domeniul privat, situat în municipiul Mănești, strada Vasile Alexandrii, blocul A1, 1, apartament 14. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă vreți să întrebări. Discuții. Supunem proiectul la vot. Ce este pentru? Împotrivă. Abține. Comisia Juridică. Întrebări. Discuții. Eu o să am aici o obiect de zis ceva. Dat fiind că aceste proiecte, mă refer cele de la 11 până pe la 15, am dubii cu privire la ele. Mai exact, vă pot da exemplu la acest proiect, la proiectul numărul 11, de exemplu, avem pe cerere o semnătură la doamna Angelica Ciubotaru, sau ceva, nu știu, aici. Este născută în... am văzut 74 de ani, doamna respectivă. Ceea ce mi se pare ciudat că în atâția ani nu am văzut foarte ce a făcut acum. Și dacă vă uitați pe contractul de închiriere, vedem altă semnătură, în josul paginii, la pagina 11, vedem altă semnătură. Ceea ce mie mi se pare că ești dat... Cum e să vă autentifica la notare? Eu o să mă abțin aceste proiecte din acest motiv, pentru că mi se pare, lăsăm aproape prețul care mi se pare foarte mic în comparație cu ce este în realitate, văd și am niște chestii, nu o să mă spun prețul de care. Să știți că nu stă nimeni la legislatură, când te-a primit un proiect. Eu văd că am înțeles. Dacă sunt dubii, V-am spus de ce eu nu aș vota acest proiect. Am văzut aceste diferențe notabile. Și plus, chiar și la acest proiect, se pare că la 74 de ani, doamna... Vânzarea se încheie la notariat, în forma autentică. Am înțeles. Altfel de studiu, poftiți, doamna? Contractul a terminat.
Da, am văzut că are și chirie zero, dacă nu mă înșel, da. Adică nu am plătit niciodată chirie. A beneficiat tot timpul de chirie. De asta mie mi se pare puțin ciudat din punctul meu de vedere. Vă dați seama, chirie zero, n-am plătit niciodată. La 74 de ani, doamna, să ai o posibilitate să cumpere un apartament. Nu ne poate câștiga la loc. Dar copiii dintre ei sunt plecați în străinătate, au venit în acest an, în luna mai, și toți au pus bani împreună ca să cumpere apartamentul, pentru că nu ne-i era o străinătate. O să decideze. Vor să lase apartamentul băiatului cu un handicap. Am înțeles. Păi, 90 de ani și e plicirea. Nu, ne, eu am zis de ce nu ajută pe acest proiect. Altă discuție. Dacă nu sunt pe proiectul la voi, cine este pentru? Domnul Ior? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? Deci 3 voturi pentru și 2 abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea bujării locuinței aparținând fondului locativ din domeniul privat, situată în municipiul Mănești, strada Tudor Vladimirescu, bloc select 3, apartament 40. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dar nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog, sugir. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Vă abține de. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Domnul Ior? Domnul Ior? Pentru, v-am auzit, da. Voturi împotrivă, abțineri. Deci 3 voturi pentru, 2 abțineri. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unui bun imobil de teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestea la domeniul privat al municipiului Mănești, în Sărbatul. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. Abținere. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, nu? Spuneam pentru la voi, cine este pentru? Potrivă? Abținere? Abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuții? Întrebări? Continuă la voi. Acest teren se află în proxima periferie. Atât în conformitate cu regulamentul de urbanism al municipiului Mănești, cred și cu legea în vigoare, terenurile din apropierea căii ferate trebuie să aibă un anumit regim juridic, ceea ce privește zona de protecție și zona de siguranță. Există o zonă de protecție de 100 de metri și o zonă de siguranță de 20 de metri, în care nu se poate construi sau amenaja altceva. Faptul că unele persoane obțin, știu eu de la regional CPR, dar o anumită aprobare, să știți că contravine cadrul general al legii și contravine chiar și regulamentul local de urbanism. În consecință, aș propune ca acest teren să fie introdus în domeniul public pentru a putea să acționăm mai ușor pentru a fi nevoie de o situație strategică. Vă pot spune că pentru terenul din vecinătate s-a solicitat primăriei municipiului Mănești, respectiv direcției de urbanism, un certificat de urbanism. Eliberat la această dată, în care sunt cuprinse avizii de la CFR, de la drumuri naționale, de la CRAS, de la telefoane și așa mai departe. Tot cel care a solicitat proprietarul, respectiv a solicitat acest certificat de urbanism, solicită și concesionarea. Nu am început procedurile de concesiune până nu vom vedea dacă obține aceste avize de la instituțiile de certificat de urbanism. Abia după aceea vom trece la concesionare telefonică, dacă este cazul.
Același lucru se întâmplă și cu, vreau să vă aduc la cunoștință, și de alte concesiuni, pentru care se întopește un regulament de, un regulament pe care spuneam să considere o gradă de diverse, nu voi spune apropoi și cred că sunt votați, aștept amendamente, va fi în dezbatere publică cât de curând în săptămâna viitoare și dacă credeți că necesită amendamente, vă rog să veniți cu ele, să le vederea acestui lucru a concesiunii. Dacă nu se va realiza, va rămâne acolo. Dar dacă îl concesionăm, cu siguranță nu vrem făcut la bugetul local, față de mizeria care se strânge acolo, lăsată din interiul cetățenii sau iarba crescută la noastră. De acord. Numai că noi trebuie să ținem cont de anumite legi generale ale statului. Dacă o să studiem legea pentru siguranța națională, o să vedem de ce nu uite. Este treaba companiei CFR. Dacă el este la pință, respectiva persoană nu a luat aviz de la Compania Națională de CFR, a luat aviz de la regională, probabil, da. Probabil o să de exact ce scrie ce este de urmă. Bine, eu doar am dat o sugestie, nu neapărat. Cu celelalte aspecte de desubt, de cum ce partid a intervenit, că nu știu că aici. Și a făcut? Și cine este proprietarul de pe 64-10, cadastru? Cunosc toate aspecte. Bine, următoarea este interzis. Da. Alte discuții? Alte discuții? Dacă nu spunem la vot proiectul, cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Deci 3 voturi pentru, 2 abțineri. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, Sâmbătă, Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este? Comisia juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Deci 4 voturi pentru, o abținere. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în Stabilanul Municipiului Moinești, zona 4, Osoiul, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Intenționează este asociere cu Consiliul Județean al Clubului Sportiv Moinești. Pentru acest lucru, Consiliul Județean a solicitat o suprafață de teren. Vin în fața dumneavoastră și propun ca din Parcul Osoiul să, din zona Parcului Osoiul, să dezmembrăm această suprafață, urmând a monta acolo o pistă, un modul de biciclete, de antrenament a cei cu de la clubul sportiv la ramura Baie. Mulțumim. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, discuții, dacă nu supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică. Punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții. Întrebări. Se vorbea de suprafața de aia deja subvenează acum? Da, o proiecte. Da. Oricum, durează achiziția până vor hotărârea Consiliului Local de Finanțare și până se face achiziția, să vedem cine este achizitor, probabil clubul sportiv. Până atunci, nu mai vine. Că știa. Alte discuții? Dacă nu, spune proiectul la vot. Cine este pentru? Votul lor? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tăturan numărul 15, județul Bacău. Aici o să rog să faceți propuneri pentru comisie.
să se rog de liderii de grup să facă propunerea aceasta. Rog. Din partea grupului PNL, propun pe doamna Lăzăraie Raluca și domnul Ponezat Silviu. La depunere? Da. Da, mulțumesc. Comisia de Orlandis, permite să spun la vot. Să le... Nu. Să punem la vot avizul pentru pe proiectul de hotărâre. Votul va avea un... În plen. În ședința de plen, da. Spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
20, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 60/20-04/2021 privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Moinești și Direcția de Asistență Socială și Unicef România în vederea implementării proiectului Asigurarea Incluziunii Sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România, finanțat prin mecanismul financiar în legea 2014-2021, programul de dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. Câteva clarificări din partea doamnei secretar, dar înainte de asta vreau să vă spun că încercăm și reușim să continuăm un proiect început cu cei de la UNICEF și iată astăzi este al doilea proiect care implementăm. Perioada de implementare este de 36 de luni. Deja au început activități în cadrul acestui proiect. Am găsit o soluție pentru a reduce cheltuielile de personal din bugetul local și a dirija o parte și a accesa bani pentru cheltuielile de personal în acest proiect. Vă rog, doamna secretar. Bună ziua! Acest proiect de hotărâre a fost solicitat de către UNICEF România. Așa cum v-a spus domnul primar și așa cum a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 60/2021 în aprilie, noi am încheiat un parteneriat cu UNICEF România, municipiul Moinești, dar acesta a fost în hotărâre stabilit că se va derula prin Direcția de Asistență Socială Moinești. Ulterior, urmarea încheierii contractului de finanțare, FRDS, finanțatorul, a solicitat ca municipiul Moinești să fie parte distinctă în acest acord de parteneriat, de pentru care am modificat articolul 2 din hotărârea 60/2021, privind încheierea acordului inițial de parteneriat, astfel încât municipiul Moinești, împreună cu Direcția de Asistență și UNICEF România, încheie acest parteneriat pentru a îndeplini condițiile de decontare conform contractului de finanțare încheiat cu PRDS. Ulterior acestei hotărâri, tot pe ordinea de zi astăzi, mai avem cele două hotărâri de reorganizare a Direcției de Asistență Socială și a Aparatului de Specialitate a Municipiului Moinești, puncte la care o să mă refer distinct în funcție de solicitările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Cum se adună, dacă aveți întrebări, dar nu supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Gio? Voturi împotrivă? Abțineri? Cum vă dați? Abțineri. Deci? Pentru. Pentru sau abținere? Pentru, ce spun. Da, mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre pentru modificare și completare hotărârii Consiliului Local numărul 86 din 17/04/2019 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Moinești. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, în discuții, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Gio? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 22. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 9.1.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție cu funcția contextului de servicii sociale Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă.
abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog discuții. Se pune proiectul la urmă, cine este care în punct? Întrebări, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt să pune proiectul la vot, cine este pentru? Domnul Ioc. Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Ședința de comisia la sfârșit, cu care vă au zis după care ședința de comisia. Înainte de dată, doamnei secretari și președintele de ședință, dați-mi voie să invit un grup de copii și antrenorilor. Sunt copii care au fost la câteva competiții sportive chiar în ultima perioadă. Așa cum am obișnuit, am zis să îi cunoașteți și dumneavoastră, să știți ce realizări au și chiar să ne înaintăm cu o diplomă. După cum știți cu toții, la nivelul Consiliului Local funcționează un club sportiv cu mai multe ramuri. Azi, în fața dumneavoastră, aveți ramura tenis de masă și ramura ciclism. Mai multe despre aceste activități să vă spună cei care pun suflet și se ocupă cu aceste activități, respectiv doamna Mihaela Ciubotariu, profesor de sport la școala Tristan Țara și antrenor de tenis de masă. Eu pot să vă spun că este o implicată permanent și cel puțin de 2-3 ori pe săptămână la biroul primarului pentru a solicita diferite lucruri constructive, spun aici, atât pentru desfășurarea bunei condiții a antrenamentului, dar cât și pentru deplasările la competiții naționale și chiar internaționale, dacă o să fie cazul. Acum am participat recent la o competiție la Timișoara, Primăria Moinești a asigurat transportul, dar ei au venit înapoi cu rezultate deosebite. Locul întâi la o competiție națională cu echipe din Cluj, din Constanța, din Timișoara, surprinși de unde vine această echipă din Moinești, dar mai multe vă las pe doamna profesoară să vă spună. Bună ziua! Ce pot să spun? S-au spart miturile. Deja au venit un oraș mic ca noi, față de centrele olimpice cum sunt Constanța, Slatina, Bistrița, Steaua. Deci era clar că întotdeauna podiumul era ocupat de ei. E, am venit și noi atunci, printre ei. Are de vreo 4 ani ne luptăm. Sunt aceste medalii pe care le vedeți, au 4 ani de muncă în spate. 4 ani în care copiii și-au dorit, au muncit, au mai și plâns că își doreau. Acum ne-a venit rândul la campionatul național pe echipe, la Buzău, acum 4 săptămâni. Am urcat pe podium. Pentru prima oară am luat o medalie de bronz, de care ne-am cumpărat enorm. Vă dați seama că eram printre cei mai buni, deja. La 3 săptămâni și ne-am câștigat dreptul de a face o poză cu podiumul, pentru că Diana m-a întrebat mereu, doamna, pot să fac și eu o poză cu podiumul? Zic, nu, hai să o faci când ai să meriți. E, acum a meritat, a făcut și poze, s-au bucurat, ne-am bucurat toți. După 3 săptămâni ne-am dus la Timișoara, la un campionat național, de data asta individual. Știam și speram că vom lua o medalie, dar nu credeam niciodată că va fi de aur. Deci vă spun sincer, nu credeam. S-au dus în finală, frumos. După 2 seturi, deja aveam 2-0, la un moment dat s-au oprit. Există teama de a câștiga. Există. S-au oprit, s-au blocat, erau panicate, se uitau la mine lung. Zic, fetelor, veniți încoace. Am cerut time-out, au venit. Zic, fetelor, avem o medalie asigurată. Nu contează ce culoare are. Vă duceți și jucăm la n-am ce pierd. S-au dus și n-am mai rămas pic de praf pe lângă masă, pentru că au șters cu adversarii pe jos. Am câștigat, clar, medalie de aur la campionatul național. Acum o să înceapă să meargă la competiții internaționale, că deja sunt jucători. Și nu pot decât să mă bucur și să mulțumim
domnului primar, domnului președinte, pentru că fără eforturile financiare pe care le face acest club și această și domnul primar, n-am fi putut. Că fără experiență competițională, degeaba face acum. Pot să stau în sală de 8 ore pe zi. Dacă nu plec la competiții și nu căpătăm experiență competițională, nu avem ce să facem. Și datorită domnului primar și a domnului președinte, am reușit. Și mulțumim. Și noi mulțumim. Eu am să adaug aici și contribuția Consiliului Local, a Consilierilor Local, pentru că bugetul, știți cu toții, este aprobat de Consiliul Local Moinești. Mulțumesc și consilierilor. Dar aici sunt doar o parte din copiii care participă la competiții. Echipa este mult mai mare pe categorii de vârstă, pe nivel de competiții. Astăzi aveți în fața dumneavoastră doar pe cei care au fost prezenți la ultimul concurs. Dar pentru aceasta dați-mi voie să le acord astăzi câte o diplomă de excelență și să încep cu doamna profesor, pentru că merită această diplomă și încă o dată felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri. Am uitat să vă spun că avem echipe mari și de seniori, știți, echipele de divizia A, divizia B, Superliga, deci avem și echipele mari care alea sunt susținute, acolo sunt banii cu adevărat. Spuneam că ne dorim promovarea municipiului Moinești. Iată că prin acești copii, prin doamna profesoară, promovăm municipiul Moinești în competiții naționale, cum spuneam, cu localități cu un rang mult mai mare decât municipiul Moinești, localități reședință de județ, Timișoara, Cluj, Constanța, cu echipe consacrate în aceste domenii, dar Moineștiul nu este în urmă cu nimic față de ei. Iată, rezultatul este locul întâi. Se acordă diplomă de excelență antrenorului de tenis de masă Mihaela Ciupotariu pentru rezultatele de excepție obținute în competițiile sportive, pentru profesionalism și dăruire, pentru grijă față de copii, pentru promovarea imaginii municipiului Moinești în țară și în lume. Mulțumiri și felicitări, succes pe mai departe! Acum e rândul copiilor care au participat, dar care au și câștigat. Și aici avem două fetițe, Briana Cășuneanu și Vasilica Sanu. Felicitări! Lângă ele, alte fetițe, Ștefania Bejan. Felicitări! Ioana Toleru. Miruna Murariu. Și iată și un băiat. Crește și el alături de echipă. Te o fetiță? Nu, nu, nu. Este un sunt. Da? Da, de asta. Da? Teodora și Luca Sardenie. Și Luca Gabo. Și Luca Gabo, da. Văzusem aici. Felicitări. Pentru cei doi copii o să le înaintați dumneavoastră. Sunt în concediu. Vă spuneam și de alte ramuri sportive și avem aici alături ramura de ciclism. Sunt cei doi antrenori și domnișoara care a luat un premiu de curând, premiu 2, da? Locul 2 la maraton și locul 1 la Cupa Olimpică. Bravo, felicitări! La plăcere, la studiu! Înainte să le spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte despre activitatea sportivă a dumneavoastră. Sunt reprezentantul secției de ciclism Moinești, care avem 2 ani de când suntem afiliați la clubul Moinești. Avem copii care merg mereu la concursuri și avem numai rezultate bune și foarte bune. Avem cel mai bine, așa cum câteva săptămâni am fost la concurs, și ce să vă spun, multă muncă, mulțumim pentru ajutorul acordat domnului primar și dumneavoastră, domnule consilier, pentru proiectele care le-am avut și anul trecut și anul ăsta, în anul în derulare și pentru aprobare, că altfel nu putem. Fără concursul unde să ne deplasăm și antrenamente, nu se poate. Multă muncă și ce să vă spun, avem multe, multe rezultate bune cu acești copii. Deci avem acum proiectul care este în curs de aprobare și cel de anul trecut care cu Consiliul Județean și cu Consiliul Moinești. Ce să vă mai spun? Succes! Vă mulțumim!
Da, le urăm și noi succes. Sunt sigur că vom reuși implementarea acestui proiect la care deja am început amenajarea locației pe care va funcționa. Sunt sigur că vor veni proiecte următoare, dar în primul rând este sănătatea și sportul pe care îl practică această rampă. Și dați-mi voie să o felicit și să-i acordăm o diplomă de excelență ciclistei Andra Lavinia Movilă. Am avut două curse, una de X-Show și una de maraton. La cea de X-Show am reușit să ocup a doua treaptă a podiumului, iar la cea de maraton prima treaptă. Urmează campionatele naționale de X-Show la Timișoara și sper să reușesc să obțin un rezultat cât mai bun. Felicitări, dar să-i felicităm și pe cei doi antrenori, Gheorghe Movilă și Laurențiu Marin. Mulțumesc și mulțumesc. Da. O să facem o poză aici, de acolo să prindă și masă consilierilor, da? Hai. Sigur, trebuie să mulțumim și președintele clubului, de domnul Hârlea, face parte din echipa câștigătoare, având în vedere că și coordonează aceste activități. Mulțumesc încă o dată, succes în continuare, felicitări! Eu vă dau doar un exemplu la mine. Am precizat în proiectul de
privind rectificarea bugetară, că sunt transferate sume de bani de la un capitol bugetar la altul, iar în procesul verbal se concernează că sunt transferate proiecte de hotărâre de la proiecte de la un capitol bugetar la altul. Și mai sunt și alte greșeli pe care eu nu vreau să le asum. În schimb, eu apreciez în loc munca parlamentarilor, vă rog să o ajutați, astfel încât înainte de a fi încărcate pe site aceste procese verbale să mai fie verificate. Dacă mai există completări, aș fac concluzii procesul verbal, am stabilit ședința ordinară din 20 aprilie 2021. Deci, este completări, supun la vot. Procesul verbal al ședinței din data 20 aprilie 2021. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere? Și am promis să solicit și votul domnilor consilieri care sunt conectați online. Deci, domnul consilier Ioc și domnul consilier Mocan, sunteți conectați online, vă rog să vă exprimați votul. Dacă nu are tableta la vedea lui, atunci o să solicit Consiliul Local dacă este de acord să-și exprime votul telefonic. Da? Este? Da. Mulțumesc. Supun la vot aprobarea procesului verbal la ședința ordinară din data de 14.05.2021. Votul împotrivă? Abțineri? Domnul consilier Marciu. Supun la vot aprobarea procesului verbal la ședinței extraordinare din 28.05.2021. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Având în vedere suplimentarea ordinii de zi, cu proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru această ședință din data de 30.06.2021, supun la vot proiectul de hotărâre conform propunerii comisiilor de specialitate. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă? Abține? Domnul consilier, și-a exprimat votul. Domnul Gheorghe, domnul Mocanu. Domnul Gheorghe, și pentru. Pentru. Domnul Mocanu. Dacă e cazul de vot electronic, vă rog să supuneți aprobarea.
proiectul de hotărâre la care se dorește pe vot electronic, da? Da, deci cu unanimitate din vot a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Consiliului Local al Municipiului Mănești pentru ședința ordinară din 36-a. Dau cuvântul domnului președinte pentru a face ordinea de zi propusă de către executiv. Mulțumesc mult, stimați colegi. Permiteți să spun la vot ordinea de zi. Cu toate proiectele pe care le-am discutat în ședința de comisii. Cine este de acord cu ordinea de zi? Vreau să vă dați. Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Ordinea de zi, comentarea fiind deja votată, o să începem cu prima discuție și o să vă solicit la aprobare dumneavoastră ca toate proiectele, mai puțin proiectul numărul 16, să fie votate prin ridicare de mână, iar la proiectul 16 o să fie un vot secret, adică prin vot electronic. Și 11 și 12 trebuie luat. Se conferă un drept unei persoane. Da, da. Cum a zis? Deci. Și treaba la mine. Dar nu poate totul nimeni. Nu confundat. Nu confundat. Deci una este, nu înseamnă când votez membri ai Consiliului Local. Când votez un proiect de hotărâre referitor la persoane, spune vorba la persoane, votul pe persoane așa, este vot pentru lumea secret. Referitor la persoane, de persoane din Local. Nu este adevărat. Iar, atunci, dați cu acea poziție, titlu, votăm secret, dacă dăm diploma, votăm secret. Nu. Iar, în termen juridici, persoană înseamnă persoană fizică și persoană juridică. Să știți că și când o societate solicită o concesiune, de tot o secretă. Aia este altceva. Da. E persoană juridică, nu este altceva. Haideți să... Aici se confirmă dreptul de persoane fizică. Se votează în plen concesiunea, se votează în plen de comisii secret. Sau dacă facem o comisie de concurs la școală sau la spital sau la nu știu ce, atunci. Votul administrativ se referă la proiecte de hotărâre, nu se referă la membrii. Este Eu o să supun la vot, iar cei care se voteze pentru merge mai departe, ceilalți o să votați că dictează conștiință, da? Da. Ceea ce se spune astăzi, da? Deci pentru punctele de la 4 la 22, mai puțin punctul 16, propun să se voteze prin ridicare de mână. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă. Abține nu. Pentru punctul numărul 16, propun ca votul secret să fie vot electronic. Cine se pierde? Pentru. Votul împotrivă, abține. Abține. Da. Începem ședința. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării anul 2021 a unui sprijin financiar. Rectificare. Pasă. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli anul 2021 al municipiului Mâinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă în sus, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2021 a unui sprijin financiar în cărților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abține. Mulțumesc. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Oficial sau cu amendamente? Pentru. Oficial. Da? Votul împotrivă? Abține. Acum, amendamentul domnului consilier Mamă. Da. Bun. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 2101-2021 privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și ORT Mâinești pentru realizarea proiectului
sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătire de proiecte finanțate din programa de perioada de programare 2021-2027 pe domenii de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement, baze turistice, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele pentru de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumul de legătură. Coartă Smith, 145.313. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Turismă. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 6, din 21.01.2021, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare și dotarea unor spații din clădirea situată în strada Vasilea Cadrii numărul 52, municipiul Moinești, în vederea amenajării unui centru multifuncțional pentru activități sociale și a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia Juridică. Mulțumesc. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Este aprobat, da? 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 155, din 23.11.2016, privind darea spre administrare și exploatare SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A., a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului Smith CSNR, numărul 59.895, la Bord Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Vă rog să revenim la 8. Da. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 154, din 23.11.2016, privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Moinești, răsușit prin hotărârea Consiliului Local Moinești, numărul 79 din 1999 și aprobat prin hotărârea Guvernului 1347 pe 2001. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru, aviz favorabil. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi. Mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi. Mulțumesc. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru, aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Economică. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței aparținând fondului locativ în domeniul privat, situat în municipiul Moinești, strada Vasilea Cadrii, blocul A1-1, apartament 14. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru.
Mulțumesc. Și raport Comisia Juridică? Disfavorabil pentru ecotipeni și doar. Mulțumesc. Discuții, întrebări pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Vă doresc împotriva? Abțineri. Abțineri. 3 abțineri. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței aparținând fondului locativ din domeniul privat, situat în municipiul Măinești, strada Tudor Vladimirescu, bloc select 3, apartament 40. Raportul este Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru și oameni. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil 3 voturi pentru și oameni. Mulțumesc. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri? 2 abțineri? 3 abțineri? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unui bun imobil, teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestea la domeniul privat al municipiului Măinești de Turpatru. Raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru și o abținere. Mulțumesc. Comisia Economică. Mulțumesc. Comisia Juridică? Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, cu proiectul la vot, cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri. Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Măinești de Turbacău. Raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru și o abținere, aviz favorabil. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 2. Mulțumesc. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Domnul Marcine? Pot 4 abțineri. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în extragranul municipiului Măinești, zona 4 Osoi, județul Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Raport Comisia Juridică. Vă mulțumesc. Supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Votul împotrivă. Abține. Vă dați unanimitate. Da, pentru a vota electronic, o să facem ceva momente de pauză. Ne pregătesc domnul de la tehnic întrebările. Da. Vedeți că avem o problemă de procedură. Există o cerere a unui cetățean distrat, poate, da, distrat de domnul Adrian, în care solicită concesionare. În expunerea de motive se ia în considerare și cererea cetățeanului, iar noi facem la închiriere. Atunci trebuia, după opinia mea, ca să respectăm procedura, trebuia ca cererea omului să fie pusă în discuția Consiliului Local la diverse ședințe anterioare, să îi se comunice, trebuia tratată ca la o petiție conform ordonanței 27/2002. Să îi se comunice cetățeanului că s-a hotărât închirierea pentru a face demersurile ulterioare. Cetățeanul știe, pentru că a fost și a solicitat acest lucru, nu a mai schimbat în cerere, dar probabil o să-i știe, dar noi cerem o revenire. Eu spun să nu mai pierdem o lună, nu mai e o casare la buget. Am înțeles. De viitor, ia da. Să vă facem ca procedură. Mulțumim pentru punctul 16.
nu sunt consilierii care votează. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui loc de teren situat în municipiul strada Bulgar, numărul 50, metru Bacău. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru și 1. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 3 voturi pentru și 2. Da. Dacă aveți întrebări, dacă nu trecem la vot. Pentru doamna Lăzăraie la Luca Maria, vă rog să votați. Da.
Domnul Ghiorgă a votat. Da? Și domnul Mogan. Da. 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 Mulțumesc. Deci, cele patru propuneri au fost invalidate. Primii doi, doamna Lăzărai la Luca și domnul Busioc, membrii comisiei de drept și supleanța domnul Botezatu și domnul doctor Mocan. Trecem la cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, 3 abțineri. Mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general primarului municipiului Moinești în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Moinești în fața instanțelor de judecată. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru aviz favorabil. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. S-a votat în unanimitate. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizia nr. 16 din 406-2021 a Camerei de Conturi Parcării. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru aviz favorabil. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Mulțumesc. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri, s-a votat în unanimitate. 19. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și regulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru perioada 2021-2023 la nivelul municipiului Moinești. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru 7. Mulțumesc. Întrebări, discuții de tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineți, domnul consilier Margin. 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 60-2004-2021 privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Moinești prin Direcția de Asistență Socială și Unicef România în vederea implementării proiectului asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al incluziunii în cadrul copiilor celor mai vulnerabili din România, finanțat prin mecanismul financiar Nord-Grecia din 2014-2021, programul de dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru aviz favorabil. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Domnul Ghiorgă pentru. Domnul doctor pentru. Așa. Împotrivă. Abțineri. S-a votat în unanimitate. 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 86 din 17.04.2019 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Moinești. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru aviz favorabil. Mulțumesc. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Mulțumesc. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Întrebări, discuții pe tema proiectului. Poftiți, domnule consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 17.04.2019, pe care noi venim să o
ridicăm astăzi, s-au aprobat un total de 126 de funcții. Astăzi ni se propune 168 de funcții, cu plus 42. Întrebarea mea este următoarea. Din cele 126 de funcții aprobate prin hotărârea 86, câte sunt ocupate și câte sunt vacante? Bun, dacă nu avem cifra, atunci m-ar interesa care este necesarul de angajări pentru acest proiect și ce se întâmplă după 30 de luni. Am observat că este vorba de un proiect pilot. Pe lângă acestea, care este necesarul de angajări și cu cât vorbește cheltuielile de funcționari, incluzând și cheltuielile de salarii. Adică, din anul 126, câte sunt ocupate, câte nu, ca să vedem care este diferența pentru angajări și care este sarcina asupra bugetului local. Din funcțiile deja aprobate la Direcția de Asistență Socială, sunt vacante un număr de 6 funcții. Atât. Ceea ce vă propunem noi acum este nu aprobarea implementării comunitării canal, datorită implementării unui proiect, ci al două proiecte. Este vorba despre proiectul Pro Comunitate, cel care este finanțat prin SDL și este vorba și de un al doilea proiect finanțat din POC. Deci sunt două proiecte. Printr-un proiect, noi înființăm Centrul Comunitar Integrat, cel care avem parteneriat cu UNICEF-ul, acord de parteneriat care l-am amendat în hotărârea anterioară, astăzi de ordinea de zi. Iar prin al doilea proiect, înființăm un centru comunitar multifuncțional, care centru comunitar va avea 4 compartimente, toate în servicii sociale de sine stătătoare, în speță, cantină socială, compartiment centru de zi pentru copii, compartiment centru de zi și socializare și compartiment serviciu de îngrijire a domiciliului pentru persoane vârstnice. Acestea se înființează. Dar spune aici, pentru o perioadă de 30 de luni. Ce facem după 30 de luni? Pentru o perioadă de 30 de luni, noi avem aceste cheltuieli de personal subvenționate prin cele două luni de finanțare, prin cele două proiecte. După această perioadă de 30 de luni, avem obligativitatea sustenabilității acestor proiecte și acești salariați, în cazul în care Consiliul Local va hotărâ că aceste servicii sunt necesare municipiului Moinești, vor funcționa în continuare, după perioada de sustenabilitate de 3 ani. Majoritatea sunt salariați prelevați la centru de zi. Știți cu toții că la Complexul Social, de Servicii Sociale de la Capitan Zăgănescu, funcționează 3 activități. Una este pentru îngrijirea bătrânilor, a doua pentru centru de noapte și a treia pentru centru de zi pentru copii, pentru 25 de copii. Personalul de la centru de noapte și personalul de la centru de zi pentru copii va fi preluat în cadrul acestui proiect. De asemenea și salariați din cadrul Direcției de Asistență Socială și cei care sunt veniți în cadrul acestui serviciu de la vechiul proiect UNICEF. Toate aceste cheltuieli de personal pe care astăzi le suportăm din bugetul local vor fi suportate din acest proiect. Deci, în majoritate, se vor muta salariații din cadrul acestor două servicii, de la Centrul Social și de la Direcția de Asistență Socială în cadrul celor două proiecte. Am studiat toate acestea. Eu vă întrebam câte posturi mai sunt necesare pentru angajare astăzi? Pot să vă răspund, vă așteptim să vă da. Atât, mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale Complexului de Servicii Sociale Moinești. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi pentru aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil.
Mulțumesc. Întrebări, discuții pe tema proiectului? Dacă nu sunt supun proiectul, apoi cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Și acum, 23, îl dau cuvântul domnului Chimar pentru a prezenta raportul de bunăstare economică, socială și de mediu a municipiului Mâinești. Domnule primar. O să mă ridic pentru că este un punct important pe care trebuie să-l parcurgem. Știm cu toții că anual primarul prezintă un raport Consiliului Local. Anul acesta, de fapt, în continuare de anul trecut, am parcurs o perioadă, o situație de alertă. Iată că s-a terminat de curând și am ales ca în ședința Consiliului Local din această lună să prezint acest raport dumneavoastră, consilierilor locali, cât și celor care sunt invitați și aparatului de lucru al primarului. Știm cu toții că s-au încheiat, anul trecut s-a încheiat un mandat, am parcurs câteva scrutinul de alegeri, dar peste toate acestea am realizat și obiective, proiecte, am pus la îndeplinire, precum și pregătirea unor noi proiecte pentru axele de finanțare din 2021 până în 2027. Un lucru foarte important se desfășoară în aceste zile și ieri am avut o discuție și va porni în dezbatere publică realizarea unui sondaj de opinie pentru realizarea strategiei de dezvoltare a municipiului Mâinești pe următorii ani. Un lucru care trebuie realizat cât mai repede, pentru că pentru a accesa fondurile europene, pentru a realiza alte proiecte, o piesă importantă la dosar este să fie cuprins în această strategie de dezvoltare a municipiului. Aș începe acest raport cu ceva care nu a fost de bine în perioada anului trecut, și anume această pandemie care s-a abătut asupra noastră. A fost și pe raza municipiului Mâinești realizate activități pentru prevenirea și combaterea acestei pandemii. Știți cu toții că pentru aceasta am intervenit câteva activități și se văd în imaginele de monitor, de dezinfecția străzilor, de dezinfecția scărilor de bloc, de montarea aparatelor de dezinfectant, de achiziționarea unor utilaje și aparate pentru procedura acestor activități, dar și ajutorarea celor necăziți și a celor cu vârste peste 65 de ani, și vedeți în aceste imagini, am alocat de la capitolul cultură, de la acele spectacole, manifestări pe care le avem pe parcursul anului 2020, am alocat banii către achiziționarea de pachete, de alimente, de dezinfectanți și alte obiecte ce sunt necesare, ce au fost necesare pentru combaterea acestei pandemii. Am interprins activități de distribuire a acestora, împreună cu cei de la Direcția de Asistență Socială, cu salariații primăriei și Poliția Locală. Iată că astăzi s-au relaxat unele măsuri, continuăm să monitorizăm, să ducem la îndeplinire acte normative care privesc combaterea acestei pandemii și iată că ne avem într-un punct când în municipiul Mâinești nu este niciun caz de COVID. Trebuie să amintesc aici și implicarea Spitalului Municipal de Urgență Mâinești, pe lângă cei de la Direcția de Asistență Socială, cabinetele de medicină de familie, dar în mod special Spitalului Municipal de Urgență Mâinești, prezența domnului manager astăzi aici este și ca urmare a semnării noului contract de management de următorii 4 ani, dar revenind la pandemie, vreau să spun că am avut cazuri în municipiul Mâinești destul de grave, care au fost transferate către spitalele de specialitate COVID din apropiere, Onești, Bacău, Buguș, dar și cazuri destul de tratate aici la Mâinești. Bineînțeles că au fost și câteva decese, n-a depins în mod special de activitatea din spital, ci de starea de sănătate a pacientului. Vreau să mulțumesc întregului personal de la spital pentru că a trebuit implicare, să mulțumesc pentru activitățile întregului personal de la primărie și dumneavoastră Consiliul Local care ați atribuit acele sume pentru ajutorarea lor. Bineînțeles că în mandatul trecut și trebuie să amintesc că, uite, ce s-a întâmplat zilele astea prin localitățile vecine, am avut și inundații, le-am gestionat, criza deșeurilor au trecut și vreau să întăresc asta că la momentul de față gestionăm destul de bine activitatea de colectare și selectare a deșeurilor. Am dotat anul trecut toate gospodăriile cu a doua cuvelă pentru reciclabil. S-au stabilit zile din săptămână, o dată la două săptămâni, de fapt, când se ridică acest reciclabil. Au crescut cantitățile de deșeu selectat, nu la nivelul la care ne dorim, nu la nivelul
pe care se impune prin legi, dar este un pas și iată că, zic eu că avem un oraș destul de curat comparativ cu alte localități, mai e loc de mai bine, realizăm salubrizarea orașului cu un agent economic extern, se realizează păsitul din cauza vremii, credeți cu toții că nu am reușit în totalitate în acest an, dar încă o dată mai fac comparații cu alte localități care nu sunt la nivelul nostru și aceasta nu s-ar putea realiza, dar acum ar fi bine monitorizat și bine selectați atunci când am avut o licitație. Să trecem și la partea bună a lucrurilor și pentru că vă spuneam un lucru important în Spitalul Municipal de Urgență, să încep activitatea de sănătate în această dată și să vă spun că suntem de elită în județ, în țară, prin această activitate care se prestează la Spitalul Municipal de Urgență și prin proiectele care se implementează aici. Sunt în derulare proiecte astăzi, de la parteneriat cu Consiliul Județean, știm cu toți un proiect de 4 milioane de euro la care Consiliul Local participă cu 10% de realizare și reabilitare a două săli la două operatori la etajul 6. Este în derulare un proiect în fața Spitalului de extindere a unității de primire urgențe, finanțat de CNI, dar și un proiect care a fost semnat de ministrul personal chiar săptămâna trecută când eu am fost la București, un proiect de 5,5 milioane de lei pentru dotarea acestui centru de primire urgențe, serviciul de primire urgențe. Știți cu toții că se implementează dotarea ambulatorului de specialitate 2 milioane de euro din fonduri europene, cât și faptul că a fost depus un proiect tot la Compania Națională de Investiții, este semnat ordinul de ministru, săptămâna trecută, acum două săptămâni, ministrul dezvoltării a fost aici la Oamenești, a făcut o vizită la viitoarea secție sanatorială, deci la Spitalul Municipal de Urgență. Iar săptămâna trecută, miercuri, m-am prezentat la domnul ministru și mi-a dat cunoștință și faptul că ordinul de ministru este semnat. Proiectul se află la Comisia Tehnică din cadrul Companiei Naționale de Investiții, după care va reveni la Ministerul Dezvoltării. Sigur, sunt pași importante parcurs de aici, pentru că proiectul este în valoare de 56 de milioane de lei, deci depășește suma care se alocă doar prin semnarea de către ministru, va trebui o hotărâre de guvern, știm cu toții câți pași trebuie parcurs până la două hotărâre de guvern. Dar ministrul a promis că se ocupă personal, este președintele comisiei care realizează întreaga procedură până la hotărârea de guvern și ne-a promis mie și domnului manager că se va ocupa personal și va realiza. Asta ca și urmarea vizitei pe care a făcut-o și a apreciat eforturile și felul cum este organizat și cum se prestează servicii medicale la nivelul acestui spital. Sigur, acest lucru s-ar putea întâmpla fără implicarea celor de acolo. În primul rând, al managerul spitalului, care vreau să-l felicit și în curând o să-l invit aici lângă mine să imunez dispoziția și contractul de management pe următorii 4 ani. Vă spuneam că îi adresez felicitările mele și cred că sunteți la sentimentul meu să adresez și felicitările dumneavoastră pentru întreaga activitate de la spital. Ne mândrim cu activitatea de aici și cu tot ce este acolo. Se realizează un turism medical cum nu au alte localități din județul Bacău și chiar din țară. Și vă spun aici că vin persoane, știm cu toții în prezentările pe care le face domnul manager, că se tratează atât pacienți din municipiul Moinești, din alte localități din țară, dar și în mare parte din județul Bacău. Vă rog, domnule manager, dacă vreți să ne adresați câteva cuvinte, vă spuneam că avem aici în față un mandat de 4 ani de aici încolo, în practic de management în formit, urmează și este semnat, urmează și urmează să faceți acest lucru și să vă continuați activitatea, de fapt, nu încerceți, decât un mandat. Da, mulțumesc, domnule primar, bună ziua tuturor consilieri, domnilor de invitați. Din păcate, nu vin de prea multe ori în ședințele de Consiliul Local, din motive obiective, astăzi sunt în concediu mediu. De odină la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, pentru cei care vor să știe. Și am venit în această ședință de Consiliul Local să vă spun că mi-asum întreaga responsabilitate pentru acest mandat și să vă asigur că vom continua aceste proiecte expuse de domnul primar. Mai sunt și alte proiecte de dotare cu aparatură medicală prin banii europeni.
fericire, acestea sunt mult mai ușor de gestionat decât aceste două obiective care le-a expus domnul primar, respectiv reabilitarea locului operator a septic, în care și Consiliul Local contribuie cu 10% și acest obiectiv al CNI-ului, extinderea spațiilor de spitalizare, fiindcă, din păcate, spun, ne confruntăm cu oamenii de o calitate mai puțin pe măsura exigențelor noastre. Doamna e diversă, am prezentă aici, știe foarte bine, săptămâna avem întâlnirile cu acești câștigători ai licitației. Din păcate, pentru ceea ce v-ați ascultat, nu s-a prezentat de un singur candidat, dar sunt sigur că le vom duce la aceste proiecte vor fi dus la bun sfârșit. Mai ales că avem și un termen final pentru primul din aceste obiective, fiindcă vreau să anunț în premieră că se va desfășura la 21-a ediție a zilelor medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești, 9-11 septembrie. Le-am dus atunci, fiindcă încă la răspuns, sperăm că acest obiectiv să fie terminat împreună cu amenajarea unei parcări în fața spitalului și a reabilitării întregii fața de la spitalului. Eu mulțumesc în primul rând colectivului Spitalului Municipal de Urgență Moinești, fiindcă trebuie să vă declar, nu am trecut printr-un asemenea în 40 de ani de calitate și sper să fie primul și ultimul asemenea an. Din păcate au fost și două decese, un om deosebit al municipiului Moinești. Din toate punctele de vedere, parametri analizați, de fapt, e responsabil medic la spitalul nostru, s-a situat foarte bine. Vă asigur că vă stau la dispoziție în continuare cu orice fel de propuneri pozitive pentru dezvoltarea acestui spital și vă asigur că dacă aceste proiecte vor fi duse la bun sfârșit, în Moinești, cu acest spital, nu au alte orașe din alte zone ale lumii. Sunt lipsit de modestie, o parte dintre voi mă cunoașteți. Vă asigur că voi da dovadă de aceeași eficiență, în primul rând, față de mine și după aceea față de personalul spitalului. Orice problemă pe care dumneavoastră vreți să o puneți în discuție, vă stau până la dispoziție, la orice oră din zi. Și v-aș ruga pe această care cu două probleme. Unu, vaccinarea în municipiul Moinești este cu un trend descendent și cred că dumneavoastră, finale și locali, ați putea da o discuție cu restul populației nevaccinate și să trecem peste tot felul de istorii științifico-antiziste. Și aș ajuta, rețineți vă rog, să faceți în așa fel încât imaginea Spitalului Moinești în municipiul Moinești să fie cea pe care o merită acești angajați ai spitalului. Și pe mine și pe alții colegi, ne doare un lucru. Suntem cunoscuți în România, suntem cunoscuți în Europa, suntem, cum am văzut, numele spitalului și al municipiului Moinești pe toate continentele, dar sunt foarte mulți oameni din oraș care nu apreciază aceste eforturi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă stau până la dispoziție. Mulțumesc mult, primar. Mulțumim, domnule doctor, dar vreți să... Trebuie să mulțumesc și eu,
medicale care activează aici, dar și medicilor din Consiliul Local, pentru că, nu întâmplător, două partide au ales să propună la doi doctori, domnul doctor Sergiu, domnul doctor Bocanu, să facă parte din acest Consiliu și iată sunt la masa deciziilor aici în Consiliu și este nevoie ca pe lângă cetățenii care au reprezentare, profesori, ingineri, să fie și partea medicală și le mulțumesc pentru activitatea din Consiliul Local de la Spital și acestor doi domni, dar și întregului personal de la Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Da, spuneam domnul manager de centru de vaccinare, am realizat acest centru de vaccinare primii din județul Bacău, pe data de 18 ianuarie am început activitatea la centru de vaccinare pe lângă municipiul Bacău sau municipiul Onești, care au început la jumătatea lunii februarie, au venit cetățeni din Bacău, în alte localități, să se vaccineze aici la mine. Din păcate, la momentul ăsta vă spun că nu depășim 12-15 vaccinări pe zi, este puțin, sperăm să înțeleagă lumea că numai așa putem îndepărta acest virus, așa cred eu, nu trebuie să creadă toată lumea la fel, dar eu zic că e un factor în plus de a preveni această boală. Voi trece la un punct următor și anume la educație, pentru că nu s-ar putea face nici administrație, nici sănătate, nici nimic altceva dacă n-ar fi și educație. Și știți cu toții, atenția pe care am dat-o clădirilor și întregului proces educațional din municipiul Măinești, și anume că ne-am folosit de axele de finanțare, respectiv anvelotarea clădirilor publice, cât și cele guvernamentale de PNDR, Planul de Dezvoltare Locală, și am obținut aproximativ 8 milioane de euro contracte semnate în derulare, aproape finalizate două dintre ele, pentru a reabilita aceste clădiri la care nu s-a lucrat de peste 10 de ani. Și aș vrea să menționez școlile două care sunt aproape casa de recepție. Școala Ștefan Chian, pe PNDR, peste 2 milioane de euro, în care nu se mai află nimic din infrastructura veche, mă refer aici la bănci, la table, cuiere, groasuri, tot ce este acolo este nou și o bază sportivă, atât în sala de sport, cât și în teren exterior, de excepție. Cum a fost aici în oraș? Și în paralel, școala George Enescu, care are o finanțare din fonduri europene de anvelopare, deja aproape de recepție și acea școală și din buget local am realizat teren de sport și aliile de acces cu spații de drept de acolo. Urmează și terenul din fața școlii, cea cu 4 etaje. Am obținut și un parteneriat cu cei care se numesc plantează foarte bune. Am făcut două păduri urbane în fața școlii. Sper să terminăm și aleile și la începutul anului școlar să inaugurăm aceste obiective, să aibă copiii unde merge în condiții normale, așa cum trebuie să fie. De asemenea, se lucrează la Colegiul Grigore Covălcescu, un proiect de 3 milioane de euro, un proiect care reabilitează 7 clădiri, este la 50% realizat, urmează să mai punem bani din bugetul local pentru că am derobat clădiri publice, înseamnă acoperiș, termobane, termosistem, instalații termice, electrice, dar sunt și lucrări neeligibile, precum uși, parchet, instalații sanitare pe care le vom pune din bugetul local, pentru că atunci când vom finaliza acest proiect, condițiile să fie oferite în aceste clădiri. Ați văzut acolo, în apropiere, imediat se lucrează la un teren de sport. Pot menționa aici că sunt bani, jumătate de valoare este aproape de 7 miliarde, 700 de mii de lei, din care 400 de mii sunt de la ONG Petrom, din cele două finanțări de anul trecut și anul ăsta, câte 2 miliarde. Se realizează 3 terenuri de sport cu tribune și gazon artificial. Mergem spre școala Alexandru Sever, care, din păcate, este întârziată datorită constructorului care a intrat în insolvență și nu mai continua lucrările. A trebuit evaluarea lucrărilor executate, a trebuit evaluarea restului de executat, licitație, procedură și am ajuns că astăzi, în proporție de 80% să se realizeze lucrările la această școală și sper că, la începutul anului școlar, să se desfășoare și în cadrul acestei școli. Și aici, terenul de sport, am realizat terenul de sport și la liceul Spiru Baret, tot din bugetul local, și am realizat și o grădiniță nouă în strada Cenegri. Știți cu toții că funcționează de câteva luni acolo o grădiniță nouă cu 3 grupe. De fapt, am mutat grădinița de la creșă, de la parterul creșei. Acolo am și dotat-o pentru un proiect de 4.000.000 de euro de la Comisia Europeană de Rom, laptopuri, plasme, proiector și ecran. Mai urmează o finanțare de la această comisie, prin implicarea unor salariați ai Comisiei Europene de la Iași.
de la Bruxelles, de fapt, dacă aveau punctul de lucru la Iași, chiar zile pentru că ne-au vizitat. Vă spuneam că am mutat de la Crăiești, la Crăiești extindem astfel de activitate, trebuie să ajungem la aproximativ 100 de copii care să fie îngrijiți peste zi acolo, pentru că dacă vom crește numărul acolo, cu siguranță și numărul lucrurilor de muncă va crește. Și aceasta impune o cheltuială din bugetul local și, bineînțeles, lucrări care se execută și cu ajutorul celor de la domeniul public, de la angajaților de la domeniul public. Aș vrea să trec la punctul următor, infrastructură. Este, cred că, cel mai așteptat și cel mai dorit obiectiv al cetățenilor din municipiul Moinești când vorbim de infrastructură de străzi și parcări. Bineînțeles, și infrastructură de apă și canal. Dacă în urmă, cu 2 ani, aveam 60 de străzi asfaltate, iată 38 dintre ele astăzi sunt asfaltate. Bineînțeles, cu efortul bugetului local, cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții, dar și al Ministrului Transportului de la acea dată, domnul Cian Bode, care ne-a ajutat să asfaltăm această porțiune de 9,6 km de drum care a rămas neasfaltat în urma proiectului implementat de CNAIR. Știți cu toții, s-a asfaltat până la intrarea în oraș, a fost sărit în municipiul Moinești, dar în februarie 2020, prin sprijinul ministrului, a domnului senator Gheorghe Ghelie, atunci a domnului Ionel Pală, printr-o discuție la București, în alte discuții la Bacopiu, ministra ministrului, s-a aprobat și s-a asfaltat această porțiune de drum. Mai recent, știți cu toții, am asfaltat și porțiunea de drum rămasă tot la fel, de la Rungă-Jor până la intrarea în Voduri, la stadion. În urma intervențiilor la Consiliul Județean, a semnat un contract de asociere, mai sunt câteva lucrări de executat acolo, care, după care urmează recepția. Iată și această porțiune de drum, cu bani din bugetul local și cu bani de la proprietarii drumurilor, s-au făcut aceste lucrări. La CNI, vă spuneam, strada Alexandru Iacuza, iar celelalte din bugetul local. Un alt lucru important, de lângă străzile care s-au asfaltat, sunt și parcările dintre blocuri. Și știți cu toții cum arăta acea parcare din fața bisericii de la spital, cum arăta parcarea din spatele maternității, cum arăta de la blocul de lângă maternitate, cum arăta parcarea de la trezorerie sau cea din spatele primăriei de la fabrica de pâine veche, de la cantina, de ajutor social. Și mai nou, astăzi am semnat contractul pentru parcarea de la blocurile 13-14 schele. Și acolo este o zonă care a rămas în urmă și urmează și cea din zona blocurilor C2, C3 de pe strada Libertății, dar acest lucru nu putem realiza până nu se termină totalitatea lucrările de la școala Ștefan Lucian. Mai sunt câteva parcări, dar sunt în proiectul de mobilitate urbană, parcările din spate de la Nevila, de la Parcul Băi, de la liceu de aici, din spate de la Consuela, din spate de la ceasofnicăria Solomon cu ieșire spre școala George Enescu, cât și cea din spatele pieței, care sunt cuprinse în aceste proiecte de mobilitate urbană, care se află în licitație publică. În sfârșit, cele două proiecte de 5 milioane și ceva, 10 milioane și ceva de euro, sunt în licitație publică. Sper să vină constructori puternici, să putem realiza aceste două lucrări. 15 milioane de euro este o sumă importantă pentru municipiul Moinești. Se va realiza lucrările care se vor realiza, lucrările de care v-am spus mereu, trotuare, zona urbană, totalitate, de strada Zorilor, de Basilea, de Ion Creangă, Libertății și de Tudor Vladimirescu, carosabil nou, piste de biciclete, sistem de supraveghere, piste de blocuri, pavaje, borduri, bănci, coșuri de gunoi, spații verzi. Iată, în fața municipiului Moinești se va schimba odată cu acest proiect și sunt sigur că prin implicarea noastră a tuturor, la dumneavoastră Consiliul Local, dar și a aparatului de lucru care sunt implicați în implementarea acestui proiect, am reușit ca în anul 2023, când are termen de finalizare, să ne bucurăm de toate lucrurile care se vor realiza în cadrul proiectului. De asemenea, vorbeam de infrastructură de apă și canal. Știți cu toții că s-a realizat în municipiul Moinești un proiect de 14 milioane, de 17 milioane de euro, din care 13 au fost numai de reabilitarea stațiilor de epurare. Am realizat aceste stații de epurare, s-au realizat lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Acum suntem în master plan cu încă 14 milioane de euro. Ieri am fost la președintele Consiliului Județean, am discutat cu dumneavoastră, este un lot care este pregătit pentru licitație, un lot din care face parte și Comuna Poduri,
probabil o parte din, din infrastructură va deversa tot în, sau va colecta tot în stația de curare de la nord, de la Bucăcești, pentru că proiectantul a decis că și comunele din jur să aibă, să poată beneficia de serviciile de la această stație de curare, de asemenea și comuna Zemeș va beneficia, vor veni până la extremitatea dinspre Zemeș și se vor tranșa în conducta existentă pe strada Bucăcești. Vă spuneam că există o problemă astăzi cu infrastructură, infrastructura de canal care a fost deja implementată prin refuzul cetățenilor de a se tranșa la rețeaua de canalizare. Mergem cu toții pe teren și în campania electorală, în special, și vedeți dorința cetățenilor din care se spun că își doresc canalizare, rețea de canalizare. Vă pot spune că astăzi, din 50 de case pe strada Progresului, doar 32 sunt tranșate la canalizare. Chiar acum zilele astea, colegii mei de la Mediu, împreună cu doi comisari de la Garda de Mediu, merg din casă în casă la cei care nu s-au tranșat, pentru că este o atribuție a reprezentanților Gărzii de Mediu să sancționeze, dar să și îndrume pe cei care nu au făcut acest lucru să folosească rețeaua de canalizare, pentru că altfel stația de epurare de la sud a fost construită degeaba, nu atinge parametri, pentru că nu are cantitatea de apă menajeră, așa cum a fost aprobată în început, atribuindu-se un număr de locuințe, ceea ce la această oră nu sunt branșate. Aș menționa aici și partea de secție sanatorială balneară. Știți cu toții demersurile pe care le-am făcut și le fac pentru ca această clădire să fie pusă în valoare. Avem două proiecte aici. Unul este la Ministerul Sănătății, pentru că știți cu toții, anul trecut am reușit pe vizita Ministrului Ministrului Sănătății, de la acea dată să semnăm protocolul de predare primire către Ministerul Sănătății acestor corpuri și cei din această clădire pentru realizarea unei secții sanatoriale balneare. Zilele trecute m-am întâlnit cu domnul Dătaru, la Bacău, și chiar mi-a menționat că se ocupă personal de acest proiect și este, mi-a și zis, sunt nașul acelui proiect. Am apreciat mult acest lucru, că n-am uitat că a fost la mâine și a semnat acest proiect și sunt sigur că ne va ajuta să-l implementăm prin Institutul Național Balnear. De altfel, când a venit Ministrul Dezvoltării cu vinerea trecută, da, sunt două săptămâni vinerea ce urmează, am vizitat această clădire. Mi-a spus că este ordinul de ministru pe biroul dumnealui, când a fost miercuri, era de transferat și trimis la CNI. Deci există o implicare a noastră, există o implicare a Companiei Naționale de Investiții și a Ministrului Dezvoltării pentru acest lucru. Fapt foarte important și am discutat cu domnul ministru și despre cealaltă aripă, cu 7 etaje, pentru transformarea ei în locuințe pentru specialiști. Aici ne referim la specialiștii din sănătate, de la brancardier până la medic, cu siguranță la ANL. Mai este de așteptat, pentru că nu are o sumă alocată, dar mi-a propus domnul ministru ca, prin alocare din PNRR, să luăm în calcul și această clădire, pentru că există acolo o altă de finanțare pentru realizarea locuințelor pentru specialiști. Vom analiza care e mai rapidă pe ce o vom aplica. Tot la Compania Națională de Investiții avem două licitații astăzi. Pentru una se semnează contractul pentru ei, adică mâine, pentru realizarea unei piețe pe zona unde se comercializau haine de în fața la pompieri. Este un proiect de 1.400.000 de lei. Se realizează o piață cu alei, parcări, grup sanitar, birou, sediu administrativ. Vom muta toată activitatea economică din zona bazar, cum se cheamă acum, în această piață nouă. Tot la Compania Națională de Investiții, mult așteptată bazinul de nou. Este licitație publică, s-a trecut la evaluarea ofertei economice. Sper ca în curând să se semneze contractul. Sunt 5 firme care au depus oferte. Sper să le evalueze și să vină o firmă, așa cum spunea domnul doctor, nu ca cea care execută astăzi compartimentul de primire urgențe, pentru că suntem în urmă și cu toate ședințele săptămânale, cu toate intervențiile, tot nu se ridică la nivel la care ar trebui să realizeze o construcție la care, pe care o așteptăm cu toți, da? Așteptăm, știți, zona de acolo de la Ștrat. Bineînțeles că este și un proiect în paralel pentru realizarea unor lucrări de aducerea utilităților la extremitatea acestei clădiri, de tot ceea ce înseamnă amenajarea terenului. Și la piață, să știți că mai sunt lucrări care trebuie executate tot din buget local, un buget local care, știți cu toții, vin aici la dumneavoastră, să solicit rectificări de buget, se iubesc de la zi la zi cheltuieli neașteptate.
cere acel proiect în parteneriat cu Direcția Județeană de Asistență Socială, prin care am ridicat 3 case în cartierul Lucăcești. Le vedeți în imagine, sunt aproape de recepție. Acum lucrăm împreună la împrejmuire. Jumătate este finanțată din proiect, jumătate o realizăm din bugetul local. Sunt case care vor locui câte 6 persoane cu dezabilități, care vor fi preluate din centrul de la Comănești, cu personalul de acolo. Deci 18 persoane vor locui în aceste case, dar peste zi vor veni la centru de zi de aici, în spatele Bisericii Sfântul Nicolae, unde știți cum arată acea centrală și ați văzut cum arată acum, să o vedeți și la interior. Va deveni un centru de zi pentru persoane cu dezabilități, dar nu numai pentru cei 18, ci și pentru cei care locuiesc în municipiul Măinești. Pe lângă aceste activități, vă vorbeam la început de inundații. Dacă nu am realizat o serie de deformatări împreună cu cei de la Apele Române, cu utilajele primăriei și chiar închiriate, dacă nu realizăm câteva poduri, vă amintesc că aici podul realizat prin PNDL, la undeva aproape de capătul străzii 1 Mai, un pod de autostradă, cum spune acolo, câteva podețe mai la deal, atât pe strada 1 Mai a inclusă, cât și pe strada Lunca, dincuri de avioane pe care le-am realizat cu personal de la primărie, dar și cu agenți economici. Iată, ploile de zilele trecute au venit în abundență și ar fi creat probleme. Nu au fost probleme grave, nu au fost inundate decât 4 curți, nimic altceva, dar au fost afectate malurile. Raiul a făcut un raport operativ și duminica am avut delegația compusă din reprezentanții ISU, DSV, DSP, IGESIC și am stabilit o valoare a banilor de 4 milioane de lei, care am amendat-o prefectului și astăzi merge spre guvern. Poate vom primi ceva sume să mai reabilităm infrastructura rutieră pe străzile care nu sunt asfaltate, să realizăm apărători de maluri și să ferim locuințele cetățenilor. Pe fondul de mediu, pentru că trebuie să vorbim și de mediu, spuneam că acest raport cuprinde și mediu, avem activități cu copiii de la sport, cu voluntariat și anul ăsta am plantat acele păduri urbane. Anul trecut am plantat pe dealul în spatele de pe aici, de la Văsiești, peste 10.000 de moliți, cu tot cu cei care vă spuneam că se numesc plantări foarte bune, sunt împrejmuite, e împrejmuită această plantație, dar împrejmuită parțial, că deja au furat o parte din stâlpi de acolo, păzim cu jandarmii și cu poliția locală să mergem noaptea pe izba să păzim această plantație să prindă viață. Pe fondul de mediu am accesat un proiect de 1.000.000 de lei pentru iluminat public. Este licitație publică, dar o licitație suspendată acum, pentru că au făcut contestație. O casă de avocatură, sunt în județ peste 17 contestații de aceeași casă de avocatură făcută pe toate aceste proiecte. Și ne ținem loc pe toți, în loc să luăm parte de la guvern, să implementăm acest proiect, care, prin care se vor schimba 750 de corpuri de iluminat cu tot cu braț, de la Tecolafo, în cartier pe lunga Văsie Șangani, plus telegestiunea din aceste rând și modul de a monitoriza această telegestiune din punctele de transformare. Trebuie să vorbim aici și de agrement, cred eu, de activități culturale. Am început, iată, prin această perioadă în care s-au mai relaxat măsurile, am realizat câteva evenimente, vernisaje cu copiii aici, în această sală, la bibliotecă, cât și realizarea acelui parc de pe Osoiu, care, vedeți cu toții, se bucură de prezența multor cetățeni. Duminică am realizat un festival al Ghiei acolo, împreună cu clubul elevilor. Jandarmii mi-au spus că au monitorizat și au fost prezente peste 600 de persoane. Iată că un loc unde lumea merge la relaxare, unde lumea se bucură de condițiile de acolo și nu ne oprim. Ați văzut că se lucrează acum la o nouă platformă și în zilele următoare vom mai începe una mai ovale, pentru a mai dota cu câteva echipamente, module pentru ciclist, pentru forță. Gândesc aici la, vă răspund despre condiție fizică, de o aparatură de condiție fizică. Nu numai aceasta, sâmbătă, începând cu ora 9:30, dar de fapt o să vedeți de bine seara, strada închisă, pe strada Tudor Ionescu, va fi închisă în totalitate, se va desfășura la 11-a etapă a Râului Moldovei, cu o zi dedicată aici la Măinești, unde sunt 16
faje venite din afara granițelor. Sunt 50 și ceva de faje prezente, mult mai multe decât în alți ani, și inclusiv cei 16 care sunt veniți în afară. E un plus pentru noi, pentru că așa cum avem municipiul Voinești, avem și un participant de județul apropiat de Răscopa, care este și un prieten al municipiului Voinești prin cele 10 ediții pe care le-a realizat până acum. Bineînțeles, sunt mult mai multe de expus, le știți cu toții. Aș vrea să vă spun că aceste lucruri nu s-ar putea realiza fără implicarea dumneavoastră a Consiliului Local în acest mandat, dar și cei din mandatul trecut care m-au fost alături și au aprobat proiectele de hotărâre și proiectele pe care le-au implementat. Aparatul de lucru al primăriei, care este cel care duce greu, să spunem așa, în implementarea acestor proiecte, în realizarea și recepționarea lucrărilor, a directorilor și cadrelor didactice, a directorului de la școli, de la spital, de la alte instituții publice, de la poliție, jandarmi, pompieri, care ne sunt alături la toate activitățile. Așadar, pe echipă comună putem realiza ceea ce ne-am propus, sigur, e locul mai de mult, de mai multe. Sigur, este, mai sunt neajunsuri, nu numai în Voinești, în România și pe loc, neajunsuri pe care le-am dorit cu toții să le acoperim. Dar bugetul local este limitat, zic eu, cu chipzuință l-am fundamentat și în acest an și l-am supus la aprobării și iată, lucrăm, sunt localități și în județul nostru, la Bacău, dacă știți, la Băiești, la Bocșani, localități care astăzi nu au buget, dați-vă seama ce ar face o primărie, fără buget, fără salarii, fără plata utilităților și, bineînțeles, să nu lucreze la investiții. Eu vă mulțumesc că ați înțeles acest lucru, că trebuie să avem buget, că l-ați vizualizat, l-ați analizat și l-ați votat, pentru că astăzi ne aflăm într-o poziție de a cheltui banii pe care îi încasăm și de a cheltui banii pe care i-am accesat de la fonduri europene și guvernamentale. Așadar, vă opresc aici. Vă mulțumesc tuturor pentru implicare. Sper să le dea Dumnezeu sănătate, dumneavoastră, mie, să putem duce mai departe ceea ce am început și cu toate greutățile să trecem peste ele și cetățenii municipiului Voinești să se bucure de toate proiectele pe care le implementăm și proiectele la care lucrăm astăzi, care uneori nu se văd, e ca la televiziune. 3 filmează, dar 5 lucrează în spate. Nimeni nu știe de cei din spate, dar eu vă spun că fără cei din spate nu s-ar putea realiza. Cetățeanul întotdeauna se bucură dacă vede în poarta lui ceva. M-am întâlnit deseori cu persoane mai interesate sau mai puțin interesate, să spun că se face liceul Covălcescu sau școala generală George Enescu și mi-a răspuns că nu mai are copii la școală. Sau că se realizează baza sportivă care este depusă și aia la CNI sau bazinul de nord, să spună că nu-l interesează, ci interesează planul din fața porții. Da, fiecare este interesat de ceea ce vede fiecare zi în fața porții dumnealui, fiecare este interesat de un anumit obiectiv, dar eu vă spun că toate sunt importante pentru noi, cei din primărie și Consiliul Local, pentru că de noi depinde viitorul acestui oraș și educația și sănătate și tot ceea ce se desfășoară pe baza municipiului Voinești. Vă mulțumesc tuturor, sănătate și să vă mulțumesc! Eu văd aici băieți tineri care chiar mă bucur să,
să ne înlocuiască pe cei care trage de viață mâine pe mine și să privim extraordinar de plăcut spre viitorul orașului Măinești. Și sunt convins că o veți face, dragii de tine. Așa. Eu cred că nu sunt probleme majore. Să fim puțin mai intransigenți cu cei din jur, care vedem că am o hârtie, care vedem că știu eu fapte care nu le reprezintă, e mai de mânicuță. În țările civilizate nu trebuie să vină poliția să facă ordine. O face chiar vecinul. A apelat imediat, a venit poliția locală, cum așa, în 2-3 minute, uite, domnule, ai o poză, am primit-o de la cetățeanul X, nu spune, probabil că e taină, așa, și imediat e măsuri pe loc. Se poate și la noi, să știți. Dar ce-am văzut și mă bucură foarte mult, și nu numai în Moinești, și în prejurii lumea, ci să fie curat oamenilor. Adică n-am văzut atâta hârtie aruncată, cum era odată. Cred că și mass media și oamenii au început să fie oamenii de afară cu alte viziuni, cu alte... Știu, a văzut ce-i frumos și vrem, vrem, cred că s-au numit chiar și romii. Categoria asta puțin mai, să zicem, țărurile mai de numai cu. Dar eu fiind chiar de acolo, am văzut alunul totuși în Comberon. Mai sunt și excepții, clar. Dar cu noi împreună, eu zic că lucrurile vor merge bine. Și să dea bun Dumnezeu să se scoate orașul ăsta așa cum ne dorim cu toții. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule consilier! Domnule viceprimarul! Vă mulțumesc, domnule președinte! Țin să transmit și eu felicitările domnului primar și aparatul de lucru a primăriei, a Consiliului Local, pentru că toate aceste lucruri frumoase care s-au întâmplat și care au fost expuse de către domnul primar, nu se puteau îndeplini fără ajutorul aparatului de lucru, fără profesionalismul și, de ce nu, fără un management profesionist orientat către viitor. Lucrurile se schimbă în oraș, iar orașul nostru se schimbă. Este vizibil acest lucru. Nu o să rețin foarte mult. Vreau să lansez invitația că doar împreună se pot întâmpla lucruri frumoase, împreună de domnul primar, de mine, de Consiliul Local, de aparatul de lucru al primăriei, deoarece toată lumea, cel puțin Consiliul Local, a depus un jurământ pentru binele locuitorilor municipiului Moinești, iar pentru binele locuitorilor municipiului Moinești, cum sună și sloganul municipiului Moinești, promovăm valorile, stimulăm competiția și doar împreună putem construi viitorul. Vă mulțumesc! Da. Într-o intervenție a mea anterioară, precizam că respectul este pentru cei care merită și nu pentru cei care pretind. Iată că domnul doctor Tăveț confirmă încă o dată. Noi ar trebui să-i mulțumim pentru faptul că a acceptat, zic eu, să mai duc această cruce încă 4 ani în calitatea de manager, pentru că știm cu toții cei care nu ocupă funcții de manager, au impresia că așa șeful foarte bine și totul este frumos. Ei, cineva spunea odată că funcția de manager sau de șef de instituție nu este o bravură, nu este o distincție, ci este o cruce pe care Dumnezeu ți-o pune pe umeri și trebuie să o duci cu demnitate. Noi trebuie să-i mai mulțumim domnului doctor Bătălescu pentru faptul că este principalul angajator, se dau municipal de urgență, Măinești, este principalul angajator în municipiul Măinești. Și în același timp este principalul contributor la bugetul local, prin sumele de facturi care vin la buget. Sigur, din păcate, zic eu, oriunde mergi în țară, dacă spui că ești din Măinești, toți ne spun, avem un spital acolo, vezi niște medici de excepție la Măinești, înainte ne mai mândream cu petrolul Măinești, acum am mai rămas cu spitalul și sper eu în viitor să ne putem mândri și cu apă. În ceea ce privește starea economică și socială din municipiul Măinești, este un moment prea frumos ca să dau citire la ce mi-am pregătit pentru astăzi, urmează pentru o altă dată. Doar aș vrea să întreb administrația publică locală dacă știm care este coeficientul de vaccinare în Măinești, la ora actuală a cetățenilor cu domiciliu în Măinești, având în vedere că, din câte vedem pe media, se așteaptă valul 4. Să știm la ce să ne așteptăm. Mulțumesc! Vă mai spuneam la deputat că aceste date nu pot fi furnizate decât Comitetul Județean pentru
De acord. Din ceea ce știu eu, se întâmpleau niște situații la medicii de familie în care se putea afla cumva prin medicii de familie un anumit procent. La momentul ăsta nu monitorizează cu nimic medicii de familie. Nu. Situația toată rezultă odată cu eliberarea acelui certificat de la primul vaccin de la apel, care se duce în sistemul național unde este gestionat. Da. Dacă voi obține cu date statistice, cu siguranță vă trebuie comunica. Mulțumim, dacă pe ordinea de zi nu poți să mulțumim. Tot legat de campania de vaccinare, acum nu știu dacă a fost un caz izolat. Am avut două persoane care au venit la mine personal, nu erau în zonă, și s-au dus la centre de vaccinare pentru că au convins să vaccineze. Au fost refuzate pe motiv că nu se poate deschide o fioră doar pentru două persoane. Și au fost trimise la vapor, după care s-au vaccinat acolo la vapor. Nu știu dacă au fost un caz izolat sau... N-au fost ființat, dar dacă l-a apelat, sunt sigur că este o soluție. Nu știu dacă era medicul care răspunde de activitate acolo, cui s-a adresat, a vorbit cu bază. S-a dus direct acolo, i-a spus că este la nu există cine a venit, dacă nu era o doză desfăcută și erau doar două persoane. S-au găsit persoane care erau voritoare și au deschis fioara. Mie sau ceva exces de zi la modul ceva. Dar nu cred că a fost ceva refuzat și mai mult să știți că poate veni aici la centru de vaccinare și cineva care a făcut prima doză în altă parte din țară are prioritate la apel aici la noi și numai și toată țara. Într-adevăr a fost după amiază la cazul, acum nu știu dacă probabil a fost un caz izolat. A doua chestie legată de reciclare. Pe partea de Băsești, mașina care trece pentru bună reciclare, trece odată pe odată la două săptămâni. Și cam asta ar fi o problemă, pentru că foarte multe persoane atunci adună în gunoi și știți că majoritatea gunoi este reciclat plastic, carton, atunci îl pun la grămadă, inclusiv eu sunt nevoie să pun la grămadă de multe ori cu gunoi menajer. Vă pot răspunde aici că a fost în fiecare sâmbătă. Iar cantitățile colectate nu acopereau costurile pentru că nu reușea să strângă o cantitate pe care să acopere costurile. Și de aia s-a trecut la două săptămâni, nu numai la noi în oraș. Este tot. Pentru că cheltuielile erau mai mari decât veniturile în cazul în care... Eu sper să îmbunătățim pe zi ce trece, dar să înțeleagă cetățenii că trebuie să muncim împreună la reciclare. Vă spun că au fost colegii mei de la mediu și poliția locală pe teren să-i roage, să spun așa, nu să le impună, să păstească în fața porții, să curățe șanțul, să știți că unii au înțeles și chiar persoanele vârstele au zis că o să plătesc pe cineva pentru că nu pot să-l fac, sau când a ajuns primăria, am executat noi. Dar au fost alte persoane mai tinere care au spus că plătesc impozite și taxe și primăria trebuie să execute acest lucru, cu toate că știm cu toții că în fața porții fiecare este dator să-și facă. Și scurt, ultima altă problemă. Sunt foarte multe mașini parcate la Biserica Sfântului Gheorghe pe trotuar. Am văzut două cazuri care au fost accidentate persoane. Au coborât pe trotuar și venea mașini din spate și la fel, la sensul generatorului de la poliție, pe stânga, pe dreapta, acolo iarăși o problemă. Și ultima chestie, ca să nu mai ziceți că vrea mult, legat de inundațiile care au fost în zona noastră, în Băsiești, în Hangar, vreau să felicit activitatea domnului viceprimar. A rămas plăcut surprins să-l văd mereu pe teren, stânga dreapta. Ei au fost susținut despre mine. Dacă nu mai sunt la subiecte sau la discuții, da, este vorba despre schemă și am avut discuția dumneavoastră cu cele trei variante pe care au fost remise de către Comisia de Heraldică. Va trebui să punem la vot și una din aceste variante să fie aprobată, astfel încât să transmitem în vederea absolvării acestea. Aveați avut, nu? Da, deci elementele SCV care au fost supuse consultării Consiliului Local și supusele anterioare. Acestea sunt elementele de grafică și cele trei variante care nu au fost reduse. Și față de cele aceste trei propuneri, vă rugăm să le analizați și
în vremea Consiliului Local să, da, să hotărâm care din aceste, din aceste trei variante, una din aceste trei variante, să rămână definitiv pentru a fi tema Municipiului Măiești. Eu m-am oprit la prima, să știți de aici. Dacă sunteți de acord cu toți. Deci, astăzi merge la comisie propunerea noastră, nu rămâne definitiv, să credem că poate arăta așa. Dar în speranța că ar putea arăta așa, din cele trei, eu la prima m-am oprit, aștept și pe dumneavoastră cu propunerea. Cred că prima e cea mai reușită, dar poate să facem un bra un pic la fântâna aia arteziană, înseamnă coș cu fără. Nu e o fântână arteziană. Descrierea așa spune că e fântână arteziană. Dar trebuie să-i scoară. Da, pe asta vreau. Acolo poate mai... Din păcate, acestea sunt semnele grafice agregate de către Comisia Generală. De acolo au putea să da, să punem la vot, domnul Dumnezeu, dacă sunteți de acord cu prima dată. Da, deci, permiteți să... Bună, văd, varianta 2.